mai multe la sediul Bibliotecii la Buroseti. De data aceasta avem plăcerea să găzduim o nouă expoziție de pictură semnată de doamna Florentina Oțetea, căreia îi mulțumim pentru că alege Biblioteca din Onești de fiecare dată. Nu este pentru prima dată când expune domnia sa. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că veniți, unii dintre dumneavoastră, constant la evenimentele pe care biblioteca le organizează. Nu vreau să vorbesc foarte mult, ci doar să o felicit pe doamna Oțetea și să invit pe toți cei interesați să viziteze această expoziție frumoasă și inedită de pictură. Ea va fi deschisă publicului din Onești până la începutul lunii aprilie. De asemenea, lansez celor prezenți și invitația de a veni mâine după amiază de la ora 17 la un concert cameral, spunem noi, de excepție, susținut de Quartetul Consonanțe din cadrul Filarmonicii Mihai Jora din Bacău. Cei de la Bacău mi-au spus că vor pregăti un program artistic popular, cunoscut și care sper să vă încânte auzul. Încă o dată felicitări, doamna Oțetea. Am să dau cuvântul colegii mele, doamna Prumă. Bună seara, vă spun și eu. Mă bucur că suntem din nou împreună. Ca de obicei, am un cuvânt de apreciere pentru comunitatea artistică din Onești, care întotdeauna își face simțită prezența la activitățile de profil, în variate componențe, ca să zic așa, câteodată vin unii, câteodată vin alții, dar întotdeauna comunitatea asta artistică este reprezentată și este deosebit de interesată de tot ceea ce se întâmplă în spațiul nostru expozițional și nu numai. Astăzi trebuie să spun bine ați venit domnului Mihai Nechita, domnului Mihai Zarzu, domnului Nicolae Vasile Chelaru, domnului Ionut Savin. Iată câțiva membri ai comunității artistice oneștene, pe lângă care, firește, și dumneavoastră, ceilalți iubitori de cultură din Onești, și vă mulțumesc și eu că sunteți alături de noi. Ne onorează cu prezența astăzi domnul profesor dr. Aurel Stanciu, prietenul nostru nedezmințit. Noi suntem reciproc într-o admirație permanentă, pentru că, așa cum dumnealui ne apreciază de fiecare dată și ne laudă de fiecare dată, poate nu neapărat foarte meritat, dar ce înseamnă sensibilitatea și afectivitatea și legătura pe care o creează dragostea pentru frumos. Deci, ziceam, poate nu întotdeauna meritat, dar primim cu mare bucurie întotdeauna laudele de la dumnealui și noi trebuie să-i mulțumim pentru nenumăratele demonstrații de sprijin. Face parte din juriile tuturor concursurilor noastre de artă plastică, ne susține la toate expozițiile care au legătură cu proiectele noastre, cum ar fi concursul de Ex Libris, expoziția de Ex Libris și sperăm următorul catalog de Ex Libris pe care dorim să-l edităm anul acesta, dacă astrele se vor alinia. Revenind la subiectul zilei de astăzi, o scurtă prezentare doamnei Florentina Oțetea. Este născută în 1969 în localitatea Măgura, județul Bacău. Absolvă cursurile școlii primare și gimnaziale la Școala Generală numărul 2 Măgura, apoi absolvă Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, secția grafică, sub îndrumarea profesorului Ioan Gânju, care îi pune la îndemână cunoștințele necesare pentru a se dezvolta pe calea aceasta a artei plastice. Ca atare, urmează cursurile Academiei de Arte Plastice și Decorative și Design George Enescu din Iași, la secția Pedagogia Artei, și ulterior devine profesor de educație plastică la mai multe instituții de învățământ din Bacău, printre care Liceul de Artă, Liceul Pedagogic, Liceul Național Gheorghe Vrânceanu, Școala Alexandru Cel Bun, Școala Constantin Platon. Pe lângă activitatea didactică, sigur, cum se și vede, se dedică studiului picturii. Doamna participă la expoziții individuale și de grup, la galeriile de artă Frunzeti ale Uniunii Artiștilor Plastici Bacău, la galeriile Alfa, de asemenea, la Muzeul de Artă Iulian Antonescu din Bacău. În 2015 face și biblioteca noastră cunoștință cu dumneaei. Are aici o primă expoziție, după care participă la Bienala 2015-2016 organizată la Muzeul de Artă din Piatra Neamț și de asemenea are o expoziție personală la galeriile Lascar Voron, tot în Piatra Neamț, în martie 2016. Participă la concursuri internaționale, la saloanele Moldovei în 2013, 2014, 2014, 2015 și la diverse târguri de artă. În 2014 devine membru al UAP filiala Bacău și se remarcă în cadrul filialei prin prezența în toate expozițiile de grup și activitățile, taberele care au fost organizate de-a lungul timpului. Doamna își declară influențele artistice și tendințele către care se îndreaptă. Ne spune că apreciază foarte mult arta secolilor 19 și 20, pornind de la impresionism, dar făcând un pas mare către expresionism și fobism, cum probabil că putem să ne dăm seama din lucrările expuse pe Simeze. Se consideră înrudită prin tușele sensibile de Cezanne și prin decorativism de Matisse. Îi plac de asemenea Picasso și Monet, Kandinsky și Klee, iar din pictura românească este impresionată de Nicolae Tonitza și de Ștefan Luchian, care i-au ghidat cumva pașii în copilărie și de la care a învățat rolul determinant al paletei cromatice în portrete și, de asemenea, care au influențat-o în aprecierea sufletului românesc și în aprecierea naturilor, zicem, moarte, dar cât de vii, pline de flori, de plante, de expresii ale vieții în toate formulele sale. Îi mulțumim foarte mult și mai multe despre expoziția aceasta o să îl rugăm să ne spună pe domnul profesor Aurel Stanciu. Am spus de fiecare dată, mă bucur că vin la Onești, mă simt ca acasă. Și data asta la fel, văd mulți prieteni aici. Ce vreau să spun legat de doamna Zinica, pictorița noastră, ce vă exprim aici. Domnia s-a mai avut o expoziție acum un an sau doi, pare. Doi ani. Dacă ați fost atunci, și acum puteți face o comparație, dacă atunci erau lucrări adunate cam din toate etapele vieții sale, creației sale, data aceasta, domnia sa și-a selectat și a venit cam ce este reprezentativ pentru personalitatea sa. Și o să revin mai mult la elementul acesta plasă de prezentare a lucrărilor, decât acum dați-mi voie să spun ceva despre domnia sa. O cunosc de foarte mult timp și, în primul rând, vreau să spun că are un caracter foarte modest. Nu se bagă, nu se îngrămădește, nu se înghesuie, chiar dacă în Uniune, la noi, avem și din ăștia care știu să dea din coate. Dacă cotul mi-a scuțit, te lovește și dai la o parte, chiar dacă valoarea e mai puțin. Asta e o calitate pe care o apreciez. Al doilea aspect este că, sincer, cu toată sinceritatea vă spun, lucrările de data aceasta, de astăzi, care le prezint în fața dumneavoastră, chiar și-a pus amprenta sau etalonul stilului propriu al domniei sale. De dată este, s-a spus bucuria de a vedea tablouri de Șac, de Cezanne, de... Eu văd în material, în stilul acesta al lucrărilor, că amintește de Rouault spre un expresionism. Dar dacă ne uităm cu atenție, dânsa folosește, a plecat de la pete mai mari, are o lucrare pe acolo, dar s-a oprit la linie. Domină linia. Nu știu dacă știți dumneavoastră, erau niște vederi de la că le apropiai la ochi, te concentrai și vedeai deodată relief. Vă invit la fiecare lucrare să deslușiți dumneavoastră linia și imaginea, pentru că imaginea respectivă pe care o aveți dumneavoastră în fiecare tablou nu este o imagine, o să vedeți o figură, un om, un portret, o pasăre. Deci este un fel de reconstrucție a distrugerii. Dânsa ia elementul, îl distruge, îl împrăște și apoi reconstrucție. Dumneavoastră, de fapt, vă invită pe dumneavoastră să reconstruiți în viziunea dumneavoastră imaginea respectivă. Dânsa a împrăștiat elementele respective. Dumneavoastră, când priviți tablou, trebuie să reconstruiți. Deci construcție și reconstrucție. Noi, ca privitori, trebuie să reconstruim. Deci dânsa ne-a provocat să vedem imaginea ca atare, din punct de vedere al compoziției, expresivității, dar ca imagine, noi trebuie să o refacem. Ca stil, v-am spus, de data aceasta și-a definit stilul, modul de exprimare. Și dacă veți avea ocazia să vorbiți cu domnia sau să vedeți cu câtă pasiune, dacă o întrebați, o provocați puțin, vă povestește despre tablou. Aproape că trebuie să stai să-ți povestească tot ce a făcut acolo și acolo și așa. Deci dânsa are în construcție respectivă, dar a destrămat-o în așa fel ca pe noi ne obligă să o refacem. Și o să vedem de uneori, că așa v-am mai spus odată, că reconstrucția respectivă nu coincide cu cea pe care ne-o propune doamna profesoară. Mie îmi place în mod deosebit, chiar dacă, și trebuie să ținem cont de lucrul acesta, curentele moderne au fost o perioadă, și fauvismul, și suprarealismul, și dar noi din fiecare, acest curent, reluăm și căutăm să fim personali, să aducem acea imagine care să ne transmită mesajul respectiv, ce vreau să spun eu. Deci nu trebuie să iau nici curentul fauvist, exact mota. Deci elemente din curentul respectiv. Diversitatea este mare. Și v-am spus, de la natură statică, la păsări, la figura umană, la peisaj, animale. Deci este o arie foarte bogată și lucrul acesta nu face altceva decât să ne ambiționeze pe noi mai mult, să vedem ce elemente vom vedea. De fapt, imaginea aceasta provocătoare pe care ne propune doamna profesoară este că atunci când te uiți pentru-o marmură de fel de fel de desene și fiecare caută să-și imagineze ce vede, ca un fel de imagine spontană întâmplător și apoi să găsesc. Găsim imagini, dar imaginea care o găsește, fiecare o găsește cum vrea. Chiar dacă propunerea doamnei e foarte clară, dar nu mă obligă. Tocmai de aceea îmi dă voie să mă duc și pe alte linii, și pe alte coordonate. Eu o felicit în mod deosebit, sincer vă spun, modestie, eu știu că a fost tot ambodie, nu s-a îmbăgat cu pumne, așa cum am spus, dar de data aceasta, chiar azi mi-am permis să nu am văzut lucrări până astăzi aici, ăsta noi făcute, chiar i-am zis, domnule, într-adevăr, ți-ai găsit drumul. Ăsta e drumul care trebuie să mergi și să scormonești lumea prin modul tău de a fi. Deci când gândești ceva, când ai ceva de spus, trebuie să spui cuvintele tale. Trebuie să spui ce ai de spus. De exemplu, și mie îmi place muzica, vreau și eu să spun, dar nu le am, îmi place să ascult, dar când se vorbesc, pug lângă mine tot, știi, să mă lasă singur. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să avem încredere și mă bucur foarte, foarte mult că doamna profesoară, într-adevăr, am și întrebat-o când Dumnezeu le-a făcut. Pentru că are și ori, are și familie, are și copil și totuși au găsit timp să realizeze și încă un lucru. Mai are, dar nu mai încăpeau aici. Și nici nu era bine dacă aduce să supraîncarce. Deci, pentru că concertul acesta prezentat pe lucrările respective ne dă o muzică frumoasă, mai ales fiecare lucrare e frumoasă. Dacă ne vezi pe toate, parcă vezi altfel muzica, mesajele. Deci expoziția nu este altceva decât un concert al mesajelor, un fel de discurs al pictorului respectiv prin lucrările respective, prin mesaje care transmite lucrarea. Nu comentez prea mult despre gamă, despre... Deci știe foarte bine, este profesoară, știe lucrul acesta. Ar fi banal să spun lucrul acesta. Deci stăpânește foarte bine. Lucrul cel mai interesant, exact, cel puțin așa văd. Eu nu sunt mare critic de artă, Doamne păzește. Dar așa am perceput eu cu această reconstrucție a imaginii pe care o destram voit, dar frumos, aranjat. Fiecare linie nu e pusă chiar alandala. Fiecare linie are rostul ei ca să poți recompune imaginea. Cel puțin ultimele lucrări, le-am spus că sunt foarte interesante și să meargă pe linia aceasta, iar ca teme, ca subiecte, orice. Atât timp cât eu mi-am găsit un drum, pot să-l asfaltez, să o fac autostradă. Nu ca la noi în țară, dar autostradă, o să o fac. Deci dânsa are și bănesc care putere de muncă. Modestia și hărnicie, domn, să fii harnic, să faci treaba aceasta, este un lucru deosebit. Mi-amintesc de o chestie. Un pictor spunea așa, că fiecare om are un Rafael. E ca un talent. Dar dacă nu muncești, moare Rafaelul. Deci toți avem. Doamna muncește mult și de atât. Cu Rafaelul și cu munca respectivă, rodul se vede. Felicitări, încă o dată, sincer, vă spun cu toată sinceritatea, atunci când ceva nu prea îmi place, sunt o leacă, mai vorbesc despre altceva. De data aceasta, chiar să știți că merită laude și aprecieri deosebite doamna Zănica, pentru că are ceva nou. Nu-și bate joc de oameni, prin pete de culoare, fi modern. Cuvântul ăsta modern deja este abutizat. Este ce înseamnă modern? Tot modern se cheamă. Și vreau să vă spun o chestie. Atât de mult mă bucur că această instituție organizează expoziția unor pictori. Acum înainte a fost domnul Nechita cu expoziție deosebită, ați văzut ce lucrări deosebite a prezentat, un alt stil a unui alt pictor, probabil și alt pictor va fi aici, iar eu cât voi fi în Bacău și totdeauna am fost, am spus, duceți la Onești, că sala este frumoasă și e păcat că este lumea care vine, poate cea mai funcțională bibliotecă din câte am văzut eu, unde se perindă lumea și este vadul foarte bun. Și e păcat, când sunt concerte aici, omul ăsta mai vine și în partea asta, deci noi trebuie să mergem cu expoziție cu saloanele, acolo nu sunt oameni. Nu vin oameni, mă duc în pădure, las că vin. Nu e adevărat. Am venit și le-am oferit. Și sala asta este extraordinar de frumoasă și vă promit că o să mai aduc pictori, membri de Uniune, în această sală. Și aici sunt Onești, aveți, aștept lupta aceasta, să există concurență, ba chiar să găsim programarea asta, că știu, programare, când avem timp, vedem când ne programăm, pentru că merită toate felicitări. Domnul director, să stăpâniți și să ne invitați permanent, eu cu drag voi face orice pentru biblioteca aceasta, când merită. Și așa cum spunea doamna, cu expoziția aceasta, sper, dacă facem și albumul acesta Ex Libris, poate facem și o expoziție cu tot Ex Librisul. Dacă o credeți că eu spun așa, să laud, să perii pe cineva, vă rog, greșeală. Vă spun cu toată sinceritatea, Biblioteca din Onești deține cea mai frumoasă colecție de Ex Libris, chiar dacă sunt făcute de elevi până la clasa 12-a. Și Bacău are, chiar lista ce e lungă, toate țările, dar eu știu ce e acolo. În afară de Oradea, acolo este centru, are și o revistă, și o insină scosă cu Ex Librisul, dar nu au. Deci ei, din punct teoretic și a clubului respectiv, susțin Ex Librisul, pe când aici se face anual. Și nu vreau să spun eu, să vorbesc mai mult despre niște oameni care au sprijinit material ca concursul acesta să existe. A câte ediții? A 20 au să fie. Au zis 20. Să mai căutați prin analele acestor proiecte, ca așa se cheamă acum, care este a 20-a ediție, 2-3 ediții și gata, a plecat stăpânul, a murit tot. Nu. Aici s-ar perpetua, mă bucur foarte mult. Din cauza aceasta, prin prezența doamnei profesoare pe expoziția aceasta, nivelul calitativ este la nivel mare, frumos, superior. De fapt, v-am spus, înainte a fost domnul Nechita, probabil acum nu știu cine o să fie, dar să știți că merită ca această sală să fie totdeauna ocupată de pictori, lucrările lor deosebite, cu pictori deosebiți cu lucrări. Pentru că în felul acesta și dumneavoastră veți vedea stiluri și fel de fel de mesaje pe care vor să-l transmiteți. Vă mulțumesc foarte mult! Felicitări! Dacă mai dorește cineva să spună câteva cuvinte? Nu? Soțul doamnei care o susține întotdeauna și anul trecut și anul acesta. Înainte se spunea că spatele unui bărbat este o femeie puternică. În spatele unei doamne frumoase este un bărbat puternic. Să știți că astăzi, sincer, chiar îmi cer scuze, îmi zice mie, domnule Stanciu, știți care e chestia? Am început să înțeleg și eu, chiar îmi plac câteva lucrări. Deci o bucată de timp, la începutul chiar mai așa. Deja ați văzut omul se cultivă prin vizionarea, prin vederea, prin explicitarea multor elemente. Și chiar m-am bucurat foarte mult. Și mi-a spus, de acum voi fi sponsorul și sprijinul soției. Mă bucur foarte mult. Foarte frumos. Deci la vrem această ediție. Și dacă nimeni dintre dumneavoastră nu mai dorește să mai spună ceva, atunci o invităm pe doamna Oțetea. Mie nu vreau decât să vă mulțumesc pentru prezență, domnului profesor care a adus atât de frumoase cuvinte și se zice că știu că la toate vernisajele vorbește foarte frumos și pe subiect. Mulțumesc doamnei Doina Prumă, care e organizatorul și inițiatorul acestor expoziții, care de fiecare dată ne indică cu mare plăcere și cu drag pentru cuvintele frumoase. Nu numai eu, dar domnul director. Da, era lucrul mai urmează să se începea cu doamna și, nu în ultimul rând, domnul director care se ocupă foarte mult și face cu pasiune aceste lucruri frumoase. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Vă invit să vedeți, să urmăriți... Fac o mică paranteză. Domnul director, nu vă spun tot, mi-a propus o chestie. Sincer, de când mi-a spus-o, numai la asta mă gândesc, dar e surpriză. Cred că o să aveți o surpriză frumoasă, să dea Dumnezeu, să reușim printr-o chestie, dar nu mai comentez, vă ce vă primi. Și domnul Stanciu o să fie mai des la Onești. Mai prezent. La bibliotecă și mult mai prezent. Da. Dar sper, am atâta bucurii că se face ceva. Pentru că eu totdeauna fac comparații cu Bacău și Onești. Și știu și colo și colo. Și, nu știu, am o febleță mai mult în partea asta. Știți ceva? Când cari ceva, totdeauna mâna, indiferent cât greutății de la fel. Parcă într-o parte mai greu, parcă și tot de schimb. Chiar dacă e aceeași greutate, încercați dumneavoastră și le duceți. Opriți și pe aceea le schimbați, că aveți impresia că e mai ușoară cealaltă. Dar e aceeași greutate, cam așa și eu. Ce să fac? Trage mai greu la Onești. Da. Așa. Mulțumim mult! Vă așteptăm și cu alte ocazii, și pe dumneavoastră, și pe doamna Oțetea cu noi expoziții. Și vă invităm la colocviul de impresii să dezbatem împreună în continuare lucrurile pe care le-am văzut pe pereți, pe simez. Unde soțul doamnei are un rol important, o să vă spună dânsul. Mi-a spus acolo niște chestiuni de, cum se cheamă, de design. Da, 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 da. Vă mulțumim. șef. Da. Este șeful protocolului. Haideți să mergem. Da.